adevăr sau provocare? Iată cum și-au animat seara o parte din concurenți pe terasa fetelor. Adevăr sau provocare, hai, sunt buni. Adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să faci tuveric. Hai, bravo, mersi. Eu? Da. Ce faci? Te dau din masă, închide ușile, ești nebun. Adevăr sau provocare, hai. Provocare, nu. Nu știu. Ai zis de adevăr. Este adevărat că nu te-ai fi gândit niciodată să te îndrăgostești așa de tare de Vlad într-un timp atât de scurt? Da, asta e clar. Hai zi. Eu? Adevăr. Îți place designul? O întreb, Robert. Ți-a fost doar de zi? Da, chiar da. Mai era. Întreb ce vrei tu, nu mai fie rușine. Dar întrebare ca lume, eu știu dacă să zic nu-mi ție rușine. Păi ce, că m-a întrebat, i-am răspuns. Ce ai zis? Da, am zis da. No. Ce ai întrebat? Dacă mi-a fost dor de tine. Și te-ai fost dor de mine? Da, chiar îți dăm nevoie să vorbesc. Suntem în emisiune și suntem în capricii și acum suntem când ai. O să vin și mâine. E adevărat că ți-ai dorit o relație cu Zain? E adevărat că ce? Că ți-ai dorit o relație cu Zain? Nu știu, să nu pot să răspund la asta. Că... O să vezi tu după date, da? Să nu mai dau din casa. După date? Dar te acceptă pe prima și pe a doua. Da, da. Adevăr? Da. De cine îți place ție de aici? Cum place? Fizic sau place așa? Nu, vorbești? De cine îți place în toate sensurile? În toate petele. Stăție mele, trei la fel. Hai, nu există. Credem. Hai, mă, nu mai răspund singur. Mi-e place să stau cu Irina. Nu mai răspund în mișto. Zi la nu e mișto, credem. Hai, zi. Vreau să zic eu? Da. Hai, intră. Ți-ai dorit să intre cineva pentru tine? Da, de ce nu? Vreau să plec măritată de aici, ține bun. Hai, Maria. E adevărat că ți-ai fi dorit să mai rămână Alex în competiția asta, să-l cunoști mai mult? Nu. Dacă tu se întrebi așa, înseamnă tu nu o cunoști pe Irina. Ia taci, mă. Nu, crede-mă, ești nebună. Dacă să zic da, acum îți dau una, direct, hai. Am palma, am palma pregătită. Răspunde. Băi, eu am fost fericit când a plecat Alex. Dar într-o oarecare măsură. Crede-mă, eu mă știam sunt dar... fericită când am stat cu Alex. Și dar... eu de la aia mă așteptam. Am momente mulți când mi-a dor de el. Așa că cum... Mm-hmm. Dar doresc o relație cu el, serios? Da. Nu cred asta. Dar nici n-am să relație, îl cunoști mai mult pe el ca om, să-l descoperi. Nu, ca om ce grad de nebunie are. Da. Nu, ca om am cunoscut. Iar a zis, ea place stilul. Adevărat că... De multe ori în casa băieților, văzând multe chestii, ai ales să taci. Oho. Nu e întrebare bună asta. Și cine l-a văzut asta? Ia, că acum trebuie să întrebi, adevăr sau provocare? Aha, uite-te cine se întreb pe cine. Adevăr. Hai zi. Dacă... Când o să ieșim de aici, o să fie mult mai mișto și o să avem o relație super forță. Da, am vorbit de asta sâmbătă. Gata, am întrebat. Da, am vorbit de asta sâmbătă. Băi, gata, știu. Adevărat că... Hai, vezi că tu ai gândire de aia de malefică. Dacă o să mai intri vreo fată, o să mai încerci ceva cu cineva? 100%, dar ce întrebare? Depinde. Schimbă întrebare, te rog. Da sau nu? Nu depinde. Păi nu știu aici, nu știu, să, păi nu știu ce să zic aici, că e... Dacă eu să întreb ceva? Ia. Bun. Tu vrea să cerc ceva cu Ana Mona? Nu. De ce? Nu, da, eu să întreb alta. Tu vrei să încerci ceva cu Maria? Răspund sincer. Adevărat că ai vrea să încerci o relație cu Maria? Nu. Băi, Robi, am sincer am zis întreb. Am mințit, eu detectorul. Eu detectorul. Minciună. Hai, mă, că se vede. Maria, la Maria e viața mea, e sufletul meu, e pochii mei. Mai am eu o întrebare. Sâmbătă la petrecere, da. Ai încercat să te apropii de Giulia? Bă, dar te de cine? Toată lumea a văzut. De Giulia. De cine? Toată lumea a văzut. Da, mă gândeam că numai eu. Ce aveți, mă, frate? Ce aveți, mă, frate? Să apuci că aici, mă, frate, a dat așa. Așa și fata să fuge. Bă, hai că spun de ce, că era Andrei cu Simona pe ring. Și a dat așa. Și chiar să nu se simte și era Andrei cu Simona pe ring de dans și Simona cu Andrei. Păi și îmi făceau așa, știi, că zicea lui Giulia, ce faci, că știi? Și pe aia eu, ca să-i fac atenție, le făceam așa și până ceam să iau pe Giulia în brațe și așa, dar nu, nimic. Nu. Doamne, ferește. E adevărat că ești dispus să te muți la, după Zain la București? Mamă, Doamne, stai un pic! Dar e adevărat, nu are doar Zain. Nu știu, eu nu știu să-ți răspund asta.
De ce să mă mut cu adevărat că te înțelegi bine, prieteni? E adevărat că te înțelegi bine cu toate fetele din casă? Da. Astea erau ghilimele acolo, da? Zi, Maria, vrei să fim împreună sau? Nu. Nici eu niciodată. Ești supărat? E Maria cu tine? Nu înțeleg de ce tu mereu aștepți alte confirmări. Care alte confirmări? Băi, mă întrebat-o pe ea. Deși când erai într-o cunoaștere sau nu. Dacă îți place de cineva. Dacă fata spunea nu, păi uita nimeni. Du-te tu la ea. Să vedem mă că place. Tu ce mă și tu? Ai mâncat pește stricat? Ce-ai făcut? Acum eu se întreb, Maria. Yes. Vrei să căsătorim Maria? Da. Haide. Dar știi că e inelul meu, nu? Vezi, poate... O să încep cu anemona. De ce tot insista, Roberto? De ce tot insisti cu anemona și Zain? Vezi tu așa un posibil cuplu? Posibil, nu știu. Nu știu ce să zic. Încă nu se cunosc foarte bine. Păi de ce între fata dacă s-ar putea la București pentru Zain? Așa, hodorom trom. Am văzut că interacționam mai cu Zain și de-aia. Ai interacționat mai cu Zain? Interacționat mai mult bine, adică cu Zain. Până acum s-a înțeles foarte bine. Am interacționat cel mai mult dintre băieți, da. Păi ceilalți săraci sunt puțin luați, că ar fi interacționat păi și nu, cu alții. Am interacționat și cu Roberto, dar cu mai puțin, e mai tăcut. Nu. E mai tăcut în casa fetelor. Nu, așa, ce faci, bine, du-te, nimic mai mult. Uh-huh. Cum a fost la date? A fost fain. Fain? Bine, da. Da? Tu cum te-ai simțit? E frumos. Frumos? Da. Da? Și ce mai faci, Zain? Bine, dumneavoastră. Foarte bine, lasă-mă pe mine, că eu, na. Așa de tare plouă afară? Da, asta e întrebare. Nu e. Care sunt planurile tale în emisiune de acum încolo? Ia să vedem. Ce să zic? Cu fetele? Cum, în ce sens? Nu ești la Mireasa? Da. Și? Ce intenții ai? Eu cui? Stau cu fete, vorbim. Asta știu, dar nu știu, ai vrea să cunoști în mod special pe cineva? Momentan nu. Nu? Nu. Analizezi? Cam așa. Deci ești într-o dată foarte defensiv. Tu care ești vorbăreț? Wow. Da, plouă, da. Of, plouă ca în Bacovia. Sper să ne deprimăm. Bogăție. Bine, dincolo de ploaia asta, să revenim la discuția noastră. Maria. Da, aici sunt. Ce mai faci tu? Bine, mulțumesc. Tu pe toată lumea face bine. Păi dacă sunteți așa de bine și fericiți. Mă doare puțin burta, dar sunt bine. Ești bine. De ce te întreba lumea dacă te-ar interesa o combinație cu Roberto? Sau erau glumițe de astea de tabără? Probabil o glumiță. Curiozități, nu știu. Erau acolo toți. Asta mai mult împreună sau pur și simplu în seara aia? Nu, ne-am strâns cu toții. Cine mai era acolo? Ia-ți văd. Irina. Irina. Te mai gândești uneori așa la Alex? Când și când? Eu râdeam, eu mai simțeam bine. Eram ok. Te simțeai bine? Da. Păi da, că ți-a fost partener la un moment dat. Corect. Tu, dacă ar fi să mai încerci așa ceva cu cineva, ar fi vreun băiat acum în casă? Nu. Nu? Că uite, Zain așa, mai în glumă, mai în serios, te-a nominalizat printre cele trei. Maria, Anemona și Irina. Glumește? Da, dar foarte multe lucruri au început dintr-o glumă. Cum e Zain? Tu știi mai bine. Eu știu, dar tu... Probabil tu. Tu dacă știi. Eu momentan nu știu. Da, nu știi pentru că nu ești hotărât sau... Ai tu ceva... Nu. Adică, vă rog, eu nu mă mai puneți în situația aia să vin a doua zi și să mă șochez cum am pățit-o ieri. Mă zici, dați-mi și mie așa niște indicii, fă-mi cu ochiul. Dacă e ceva, știi? Măcar să știu. Da? Bine. Hai să mergem mai departe.